Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Vlad Petreanu, iar azi citim Magia sărbătorilor. Prințesa Tiana și soțul ei, prințul Navin, se pregăteau să petreacă primul lor Crăciun împreună. Tiana invitase familia și prietenii la restaurantul ei la petrecerea de ajun. Voia să se bucure și Navin de tradiția pe care ea o cunoștea și o îndrăgea. S-ar putea să mai avem nevoie de niște podoabe, îl avertiză Tiana. Atâta timp cât sunt demne de o prințesă, încuvință Navin. O ajutase toată săptămâna pe Tiana să-și împodobească restaurantul, să realizeze ornamentele pentru mese și să instaleze un brad. Cu toate acestea, mai erau multe de făcut. Curând, veni momentul să meargă la piață. Abia aștept să gust din bunătățile pe care le vei pregăti pentru ospăț, îi mărturisi Navin. Cu ajutorul meu, desigur. Păi ar mai fi nevoie de câte ceva, spuse Tiana. Să vedem, mai întâi ar trebui să luăm legumele. Tiana se uită cu atenție la toate produsele de pe taraba cu legume. Voia să se asigure că va avea cele mai proaspete ingrediente pentru masa din ajunul Crăciunului. Mai cumpărară una alta de la măcelărie, apoi ouă și niște brânză. În final, Tianei nu-i mai lipsea decât niște zahăr pudră pentru renumitele ei gogoși. Cred că va trebui să mai facem un drum, spuse Navin, luptându-se cu grămada de pachete. Pentru câți oameni gătim? Mama, Charlotte, Big Daddy, părinții tăi și toți prietenii noștri. Îi vom servi deopotrivă și pe cei care vor dori să ni se alăture, răspunse Tiana veselă. Cu cât suntem mai mulți, cu atât e veselia mai mare. Tiana își petrecu următoarele zile gătind cot la cot cu Navin. Pentru cineva care nu știa nici cum să tai o ciupercă, ai devenit un adevărat expert, îi spuse Tiana lui Navin. Tu m-ai învățat tot ce știu, îi aminti el. În ajunul Crăciunului, la căderea serii, toată mâncarea pentru banchet era în sfârșit gata. Înainte să sosească oaspeții noștri, am o surpriză pentru tine, îl anunță Tiana pe Navin întinzându-i haina. Unde mergem? Întrebă el. O să afli curând, răspunse Tiana misterioasă. Măcar un indiciu? Încercă Navin. Tiana îi zâmbi tăcută. Nu trecu mult și cei doi se aflau într-o canoe, vâslind prin băltiș. Apoi ieși la iveală surpriza pentru Navin. Focuri mari de tabără de-a lungul râului. Focurile sunt pentru Papa Noel, explică Tiana. Ca să ne poată vedea din cer? Întrebă Navin. Tiana râse. Papa Noel nu se folosește de sanie, călătorește într-o pirogă, o canoe cu fundul plat, trasă de aligatori. Se lăsă ceața, iar Tiana și Navin vâsliră spre casă. Pe malul râului, câțiva oameni arătau spre barca celor doi. Nu puteau vedea decât o pătură roșie. Priviți, strigă unul dintre ei, el e! Credeau că luntrea în care se aflau Tiana și Navin era lui Papa Noel. Oamenii săriră în bărcile lor, sperând să-l zărească măcar pentru o clipă pe vizitatorul misterios. Când ieșiră din negură, îi găsiră pe Tiana și pe Navin pe ponton. L-ați văzut pe Papa Noel? Întrebă cineva. Nu, dar dacă toți sunteți în oraș, n-ați vrea să veniți și voi la restaurantul meu? E destulă mâncare pentru toată lumea, spuse Tiana. Mulțumim, mulțumim, răspunse unul dintre drumeți. Cred că nu ne-ar deranja deloc. Când Tiana și Navin se apropiară de restaurantul la Palatul Tianei, oaspeții tocmai începuseră să sosească. Tiana îi salută călduros pe părinții lui Navin și pe mama ei, Eudora, o întâmpină pe Charlotte, prietena ei cea mai bună, și pe tatăl acesteia, Big Daddy LaBeouf. Tiana ridică privirea și văzu un bărbat vârstnic, într-o haină roșie, întreținându-se cu unii dintre oaspeți. Era tare curioasă, dar trebuia mai întâi să meargă și să se îmbrace cu rochia de petrecere. Louis, prietenul aligator al Tianei, le împărțea tuturor pachete cu fructe confiate și bomboane. Fiecare cutiuță era împachetată într-o hârtie mov și avea prinsă o panglică aurie cu o fundiță frumoasă. Este unul dintre aligatorii lui Papa Noel, spuse o doamnă cu emoție în glas. Lui zâmbi larg, arătându-și toți dinții. Niciunul dintre oaspeți nu se temea de el. Curând, Tiana și Navin aduseră pe mese bucatele. Cina e servită, anunță Tiana. Pe o masă lungă se aflau vase pline cu delicioasă ei tocăniță, curcan cu castane, șuncă la cuptor, bulgur, batate, legume, mămăligă dulce și sufleuri.
Oaspeții își ridicară farfuriile și începură să le umple cu bunătăți. Tiana zâmbi. Nimic nu-i plăcea mai mult decât să-i vadă pe oameni bucurându-se de bucatele gătite de ea. Cu toții mâncară pesăturate. Curând, Navin și Louis interpretară colindele lor preferate de Crăciun în variantă jazz. Tiana și oaspeții ei se ridicară la dans. Ceva mai târziu, Tiana se duse din nou la bucătărie și umplu un cărucior cu budinci, cu torturi și cu gogoși. Căruciorul era așa de plin încât Tiana abia reuși să deschidă ușa bucătăriei. Dă-mi voie să te ajut, draga mea!" îi spuse un domn cu barbă albă, preluând controlul căruciorului. Revenind în bucătărie, Tiana își dădu seama că domnul care tocmai o ajuta se arăta exact ca Papa Noel. Se grăbi înapoi în sala de mese, dar bătrânul dispăruse deja. Chiar în acel moment, Navin veni la ea. Ce petrecere minunată!" exclamă el. Tiana zâmbi, apoi îl observă pe bărbatul în haină roșie. Crezi că acela e Papa Noel?" întrebă ea. Înainte să poată verifica, Navin o luă cu el pe ringul de dans. Poate, s-au întâmplat și lucruri mai ciudate," răspunse el în cele din urmă. Tiana chicoti. Era încântată că primul Crăciun al lui Navin în New Orleans se dovedea așa de reușit. Pentru ea nu exista o bucurie mai mare. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.